Salut tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi o să filmez un shopping haul. Cumpărăturile pe care le-am făcut în ultimele două luni, cam așa, deci în martie și februarie, da, de pe la sfârșitul lui ianuarie încoace. În afară de cumpărăturile pe care o să vi le arăt imediat, haine, genți, niște cosmetice, niște mărunțișuri, mai am o mică surpriză pentru voi, un mic giveaway. Dacă sunteți interesate și vreți să aflați care este surpriza, rămâneți până la sfârșitul videoclipului. O să încep cu această geantă foarte mare, pe care am cumpărat-o de pe Fashion Days. Nu este chiar o poșetă, este mai mult o geantă pentru călătorii, de fapt eu cu acest scop am cumpărat-o. Este de la Desigual. Geanta a costat 175 de lei, de fapt ăsta era prețul pe Fashion Days, dar aveam un cupon de reducere de 25 de lei pentru că mai cumpărasem ceva înainte și am plătit cu cardul Mastercard și am primit un voucher de 25 de lei. Îmi place foarte mult această geantă, este din piele combinată cu textil și are aceste broderii foarte frumoase în partea din față și la fel are și o mică floricică în spate. Este foarte încăpătoare și pot să o iau la avion, la bagajul mic de mână pe care îl permite vizer. Pot să o port fie pe antebraț, fie pot să o pun pe umăr, are o cataramă și bareta, lungimea baretei este deci reglabilă. Sau pot să o port în diagonală și varianta asta mi se pare cea mai comodă. Cealaltă geantă pe care am cumpărat-o, pentru că mi-am luat două genți, este aceasta. Pe asta am luat-o din magazinul Tabita din Cluj. În Cluj sunt niște magazine Tabita, de fapt e o rețea de magazine, un fel de outlet unde găsești tot felul de haine de la Zara, de la Mango, de la Massimo Dutti, cu eticheta pe ele, noi nouțe, dar din sezoanele trecute. Sunt și mărfuri no-name, cum este această poșetă, care nu este de la nicio firmă, nu are niciun brand, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult și de când am luat-o, de două luni, am purtat-o extrem de des. Pentru că este așa moale, este foarte încăpătoare, are și buzunar la spate pentru telefon și merge la orice, merge și crossbody, merge și purtată pe umăr. Mi-a plăcut foarte mult această poșetă și sunt tare încântată de ea. Cred că am dat pe ea 40 de lei, adică sunt aproape sigură că 40 de lei a costat. Mi-am cumpărat și două parfumuri, primul dintre ele este acesta, această sticluță superbă. Este parfumul Connect de la Jivago. L-am cumpărat de pe strawberrynet.com și a fost un blind buy pentru mine. Adică nu-l mai testase niciodată, habar nu aveam cum miroase, însă citise multe review-uri. Și cum în review-uri se spunea că miroase a garoafe și a cuișoare, mi-a plăcut combinația, mi s-a părut foarte interesantă și am zis să-l încerc și eu. Era la oferta zilei, a costat în jur de 100 de lei. Este o apă de toaletă la 100 de mililitri, dar este extraordinar de persistent. Este un parfum floral, puțin condimentat și, da, îl recomand. Este un parfum foarte, foarte persistent. Și tot atunci, în aceeași ofertă, adică în aceeași comandă, era o ofertă specială, am primit acest concealer de la Bourjois, gratuit, deci dacă făceai cumpărături de 30 de dolari, parcă, sau de 25 de dolari, primeai acest concealer gratuit. Și tot atunci, ca să nu plătesc suprataxa de transport pentru că erau doar lichide, am comandat această pudră. De fapt, este un fel de pudră pentru contouring de la Cores, care tot așa mi-a plăcut foarte mult și asta a costat, mi se pare, 18 sau 20 de lei, deci foarte, foarte puțin. Al doilea parfum pe care mi l-am luat, pentru că v-am spus că mi-am luat două parfumuri, este acesta de la Yves Rocher. Se numește Seu Elixir Bois Sensuel. Sinceră să fiu, mie parfumurile de la Yves Rocher nu mi se potrivesc foarte bine, în afară de acesta, adică varianta inițială, Seu Elixir. Acela mi-a plăcut întotdeauna foarte mult și persistă foarte bine pe mine. Celelalte parfumuri, de care știu că foarte multe dintre voi sunteți încântate, pe mine nu persistă aproape deloc. Sunt ușoare, proaspete, florale, dar nu mi se potrivesc. Seu Elixir mi-a plăcut întotdeauna și când a apărut această variantă, Bois Sensuel, am zis să o încerc. Îmi place, dar, sinceră să fiu, nu sesizez nicio diferență între varianta inițială și aceasta. Mi se pare exact ca și Seu Elixir inițial, deci îmi place. În sfârșit mi-am luat și eu spuma de duș de la Nivea. Am văzut că a apărut în această iarnă, dar abia acum am reușit să pun și eu mâna pe un spray din acesta. Mie îmi plac foarte mult spumele de duș, mi se par așa de moi, de fine și de catifelate, iar aceasta cu miroase a Nivea mi-a plăcut mult. Am luat-o din DM și a fost în jur de 10 lei.
Și tot din demn mi-am luat un fixativ de păr de la L'Oreal, era ceva reducere, asta a fost 17 lei și în sfârșit, fetelor, pot să spun că mi-am găsit fixativul care să-mi placă și mie. Pentru că tot nemulțumit am fost de toate fixativele pe care le-am avut până acum, pentru că mi se păreau că încarcă prea tare părul. E, acesta este, deși pe o scară de la 1 la 10 spune că are nivelul 6, este foarte, foarte flexibil și are un jet foarte subțire și nu îmi încarcă părul să-mi arate ca o perucă, să spun așa. Îmi place foarte mult acest fixativ. Apoi mi-am cumpărat două coliere de la cineva care a venit cu ele la serviciu și nu am rezistat tentației. Acesta cu turcoaze și acesta foarte asemănător cu negru. Îmi place cum arată, arată bine așa la baza gâtului peste o cămașă și sunt chiar drăguțele. Au costat, mi se pare, 20 de lei fiecare. Da, era 25 și dacă luai două, ți le dădea cu 40. Și tot la capitolul prostioare mi-am cumpărat acest charm care se poate agăța fie la chei, fie la poșetă. Eu o să-l folosesc la chei, care are niște pietre aici pe margine foarte sclipitoare și pe spate are niște inimioare decupate în metal. Înainte să încep să vă arăt hainele și pantofii pe care mi-am luat, vreau să vă arăt și cana asta, care mi s-a părut extrem de drăguță. Am cumpărat-o din Profi, cândva în jur de Valentine's Day. Și de atunci tot în ea beau cafea și ceai, deși este un pic cam mare, are 350 de mililitri, dar mi se pare tare, tare drăguță cu inimioarele astea două pe ea. Mi-am cumpărat o pereche de tenis. Niște tenis care au costat 45 de lei dintr-un magazin chinezesc, dar care mi s-au părut foarte, foarte drăguți și mai ales foarte comozi. Au o talpă atât de moale, au burete pe talpă, încât poți să umbli cu ei la nesfârșit. Poți să faci excursii de o zi, de două, de trei și sigur nu o să te doară picioarele. Sunt așa din materialul ăsta denim. Au albastru și roșu la spate și marginea asta tot așa cu albastru și cu roșu și mi s-au părut foarte, foarte drăguți. Și v-am spus, foarte comod. Pentru mine asta contează cel mai mult. Eu niciodată nu o să-mi cumpăr încălțăminte care să arate bine și în care să nu pot umbla sau să nu pot dansa sau să nu pot merge undeva. În niciun caz. Dacă am pantofii în aceea, renunț la ei imediat. Așa arată tenisii văzuți de aproape și mi se pare că am făcut o afacere foarte, foarte bună. Iar cealaltă pereche de încălțări cu care mă mândresc sunt aceste botine din piele întoarsă. Acestea le-am luat de pe Mango Outlet, sunt chiar din piele și au fost reduse de la 200 și ceva de lei la 70 de lei. Mi s-a părut o afacere foarte bună și sunt niște botine foarte clasice, cowboy style, care din anii 70, 80, 90 s-au purtat întotdeauna și o să se poarte, sunt sigură, în continuare. Și astea sunt foarte comode, au tot așa buretele acelea pe talpă, au tocul foarte înalt și le-am purtat destul de mult deja. Mango Outlet este un site de pe care fac foarte, foarte des cumpărături pentru că hainele lor mi se potrivesc foarte bine și măsurile îmi vin foarte bine. Am cumpărat acest sacou cu mărgelușe, un sacou de gală. Este tot așa un sacou foarte clasic. L-am cumpărat nu doar pentru că era redus de la 400 și ceva de lei la sub 100, ci pentru faptul că într-adevăr aveam nevoie de un sacou clasic negru care să-l pot lua atunci când merg la un eveniment dacă rochia îmi este prea subțire. Mi-a plăcut foarte mult și când l-am primit și l-am văzut în realitate, mi-a plăcut chiar mai mult decât pe site. Așa arată broderia de mărgele văzută de aproape. Este foarte bine cusută și foarte bine arată mărgelușele astea. Singurul lucru la care nu m-am gândit este faptul că sacul este foarte, foarte greu fiind împovărat de atâtea mărgelușe. Mi-am luat și această geacă, un fel de geacă special făcută pentru ploaie. Am luat-o pentru excursiile pe care o să le fac în Anglia, pentru că știți că acolo plouă în fiecare zi. Este subțire, pentru că în Anglia nu este foarte frig niciodată și are glugă. Asta mi-a plăcut. De fapt, asta am căutat, să aibă glugă. A fost în jur de 100 de lei. Cred că 99 de lei, un pic sub 100, dar nu am cumpărat-o în aceeași comandă cu sacou. Am cumpărat-o mai de mult și nu mai știu exact cât a costat, dar cred că a costat sub 100 de lei. Ce mi-a plăcut și de fapt îmi place în continuare foarte mult la această geacă sunt detaliile, aceste fermoare argintii care sunt foarte bine cusute și sunt de foarte bună calitate, adică se vede pe ele așa că sunt frumos finisate. Fermoarele astea argintii fac tot efectul. Îmi place și că este mai lungă la spate și acoperă ca lumea totul. Și în afară de faptul că este impermeabilă, îmi place că este extrem de ușoară. Iar ultimul lucru pe care o să vi-l arăt de pe Mango Outlet este acest sacou de dantelă.
De acesta am fost un pic surprinsă când l-am primit. Am crezut că este un pic mai gri, dar de fapt este o nuanță de verde, un verde gri. Aș fi vrut să fie un pic mai gri. O să-l port la ținute casual cu blugi și cu tricou și în niciun caz nu o să-l iau la ținute de gală pentru că mi se pare prea, prea încărcat. Deci cam așa m-am gândit să-l port. Era să spun că acestea au fost toate hainele, uitând să vă arăt bluza pe care o port acum pe mine și care m-a distrat foarte tare când am văzut-o. În afară de bulinele astea albe, are și niște capete de pisici din loc în loc și mi-a plăcut foarte mult. Am luat-o tot din Tabita, a fost vreo 20 de lei. M-a contactat o firmă care se numește allinpackaging.com și așa cum îi spune numele, se ocupă de comercializarea ambalajelor. Comercializează ambalaje pentru industria alimentară și industria cosmetică și farmaceutică, din câte am văzut eu. Am primit de la ei mai multe cutii, cutii de acest gen, de diferite mărimi, mai mari, mai mici, cu capac. Dacă o să intrați la ei pe site și o să las linkul site-ului în căsuța cu descrieri, o să vedeți că ei comercializează tot felul de cutii, începând de la cutii mici, cutii care se pot reutiliza sau cutii de unică folosință. Eu folosesc acest gen de cutii la păstrarea alimentelor în frigider și în congelator. Îmi place să le am pe toate ordonate și îmi place să nu se răspândească mirosurile în frigider. De asemenea, folosesc cutiile astea și pentru a-mi duce mâncare la serviciu. Vreau să vă spun că dacă vă duceți mâncare de acasă, vă faceți o salată și vă duceți de acasă, vă costă 2-3 lei, pe când dacă o cumpărați de undeva din oraș, costă 10 lei. Deci e o metodă foarte bună de a economisi bani. Așa că vă recomand să vă duceți mâncare de acasă. Și în afară de cutii pentru păstrarea alimentelor, v-am spus că fac și tot felul de ambalaje pentru păstrarea cosmeticelor sau a produselor farmaceutice. Dar sticluțele acestea și cutiuțele sunt foarte, foarte bune pentru a le lua în călătorie. Sunt valabile și pentru avion, pentru că recipientele astea au 100 de mililitri, deci cantitatea maximă de lichid pe care se poate lua la bagajul de mână în avion, și recipientele acestea mai micuțe pentru creme. Această firmă de care vă spuneam mi-a trimis și aceste două porfarduri pe care eu o să le fac cadou mai departe. Dar cum nu pot să trimit un porfard gol, m-am gândit să organizez acest giveaway și să vă arăt cu ce l-am umplut. Porfardul acesta este destul de mare, este chiar încăpător. Are desenul acesta drăguț cu bufnițe și o să vă arăt acum ce am pus în el și sper să vă placă. În primul rând am pus un gel de duș de la Yves Rocher cu cafea. Pe acesta cred că îl știe toată lumea și sunt sigură că amatoarele de cafea îl vor aprecia. Apoi o cremă de mâini de la Planet Spa, de la Avon. O cremă în varianta travel size, pentru că e vorba de călătorii. Un ruj de la Pupa într-o nuanță de nude care cred că se potrivește aproape oricui, așa se deschide, foarte interesant se deschide, are înăuntru o oglinjoară, iar nuanța arată cam așa, așa se închide. O apă micelară de la Yves Rocher, în varianta full size, un balsam de buze de la Oriflame, cu trandafiri, un duo fard de ploape de la Bourjois, și acesta l-am luat tot de pe Strawberry Net, mai de mult un pic. Și un mic carnețel care se închide cu o capsă magnetică în care să vă puteți face listele pentru călătorie. Și bineînțeles, în afară de cosmeticele pe care vi le-am arătat și de cele două porfarduri, o să primiți aceste ambalaje, aceste recipiente în care să vă puteți pune câte 100 de mililitri din fiecare soluție, astfel încât, chiar dacă nu mergeți cu avionul, să nu fiți nevoite să cărați un bagaj foarte greu. Câștigătoarea acestui giveaway va fi desemnată prin tragere la sorți. Rezultatul o să îl fac public printr-un mic videoclip pe acest canal în data de 9 aprilie, deci în ziua de flori. Ca să intrați în tragerea la sorți, trebuie să îndepliniți două condiții foarte simple. Să fiți abonate la canalul meu, iar doi, să-mi spuneți într-un comentariu la acest film unde ați fost ultima oară în vacanță și care este destinația pe care doriți să o vizitați în viitor. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă mulțumesc că ați avut răbdarea să vă uitați până la sfârșit. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like, să vă abonați canalului meu și vă doresc tuturor o zi frumoasă!